La manifestările dedicate la Buzău Drapelului Național au participat reprezentanții ai Diviziei 2 Infanterie, șefii ai Administrației Publice Buzoene, dar și câțiva trecători. Evenimentul este frumos, putea să fie mai mulți participanți. În acordurile imnului național al României, drapelul a fost ridicat pe catargul din fața Palatului Comunal. Ca de fiecare dată, ceremonia organizată de Ziua Drapelului s-a încheiat cu defilarea gărzii de onoare. Deși evenimentul s-a desfășurat într-un anonimat aproape total, cei câțiva participanți la manifestare au demonstrat că semnificația acestei zile nu le este străină. Albastru, galben și roșu. Știți semnificația lor? Păi ziceau că albastru e culoarea cerului, galben culoarea recoltelor și roșu sângele vărsat de cei care au luptat. Știți ce zi este astăzi? Ziua Drapelului. Da? Ce culoare are drapelul? Albastru, galben și roșu. V-a plăcut? Da, foarte frumos. Ziua de 26 iunie a fost proclamată Ziua Drapelului Național în 1998. Această sărbătoare a fost instituită pentru a marca ziua de 26 iunie 1848, când guvernul revoluționar a decretat ca tricolorul albastru, galben, roșu să reprezinte steagul național al tuturor românilor.